Propun Parlamentului să declare stare de urgență pe întreg teritoriul Republicii Moldova pentru o perioadă de 30 de zile. Presiunea în rețelele de transport a ajuns la 13 întreg și 4 bar, ceea ce reprezintă un risc major și eminent de declanșare a unei crize pe piața gazelor naturale. Special au provocat o criză energetică, au ieșuat speciale negocierile cu Gazpromul ca să ne anunțe la situația de urgență. Deci este o nouă schemă clară de furt a miliardelor din sistemul bugetar al țării și din buzunarul cetățenilor. Declararea acestei stări de urgență permite autorităților să ia măsuri mai operative. În caz contrar, rectificările de buget trebuie să treacă prin guvern, parlament, discuții, etc. Asta permite ca o soluție mai operativă în câteva zile să se aloce bani și să se facă procurări de gaze, de alte resurse energetice într-o situație de urgență. Suntem impuși să ne mișcăm urgent pe planul de alternativă. Planul de alternativă presupune achiziționarea gazului din alte surse. Același gaz rusesc, care astăzi Gazpromul nou ne-l livrează cu 790, dumneavoastră același gaz rusesc vreți să-l comparați cu 1300? A $500 на 1000 кубических метров, вы в какой карман засунете? S-au pregătit offshore-uri. Pe piața internațională a crescut semnificativ prețul gazului. Și atât, în situația asta, Gazprom ne-a pus în fața unui fapt împlinit. Zic, vrei să ai gaze, plătești atâta. Nu vrei, caută din altă parte. Deci e o situație care, pentru o țară care, punctul 2, care nu are resurse energetice și nu are alternative, e similar unui șantaj. Noi avem o istorie de lungă durată când guvernările s-au comportat foarte prost, aparent soluționând anumite problemele statului, au pus și mâna pe bani din buget. Probabil autoritățile să fie mai transparente în această problemă sensibilă. Gazprom și Moldova Gaz vor prelungi din 1 noiembrie 2021 pentru un termen de 5 ani contractul semnat în 2006 în condiții reciproc avantajoase.